Spuneți-mi, cum a simțit publicul în seara asta? Ați transmis ceea ce trebuia transmis? Cred că da. Să știi că am avut ceva emoții, pentru că sunt obișnuit mai degrabă să vorbesc la școală și acolo toată lumea stă cu minte în bancă și ai autoritatea de profesor și aici vii și cumva ești de la egal la egal, cu oameni care mai au experiență în comunicare sau în PR și e un pic mai greu. Am avut emoții, dar eu zic că a fost ok la prezentare. Am înțeles. Spuneți, am văzut că ați avut foarte multe întrebări. Spuneți totuși trei lucruri așa... De reținut din prezentare, primul și cel mai important e că trebuie să lucrăm zi de zi la brandul nostru personal, prin tot ceea ce facem, cum arătăm, cum ne îmbrăcăm, ce postură avem, dacă avem piercing-uri sau tatuaje, sau totul contează în brandul nostru personal. Și al doilea lucru e că brandul personal se construiește în relație cu ceilalți, că nu e de ajuns să te imaginezi tu acasă ca un brand, ci trebuie să te expui ca un brand în relație cu ceilalți și ceilalți afectează cum e construit brandul tău. Și al treilea lucru, faptul că brandul nu e stabil în timp, că ar trebui să încerci foarte multe experiențe, să mergi la foarte multe evenimente, să ai cât mai multe interacțiuni, brandul fiind flexibil, fluid, construit în permanență. Un sfat pentru toată lumea: să lucreze la brandul personal, contează foarte mult. Dacă ai un business mic al tău sau dacă te angajezi undeva, oamenii care își construiesc un brand personal mai puternic au un succes mai mare. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mai frate, acest eveniment? Cred că networking-ul își face datoria și social media e foarte activă și am aflat de pe Facebook. Și... ai vreun regret sau, din contră, ai numai puncte forte la adresa evenimentului și Prime în sine, de fapt, până la urmă? Consider că a fost un eveniment foarte reușit, pentru că speakerii au fost niște oameni care au avut ceva de spus, reprezintă ceva în domeniu și pe mine mă atrage PR-ul și comunicarea. Îmi desfășor și eu activitatea în acest domeniu și cred că s-au completat toate foarte frumos în această seară. Ai putea să-mi rezumi în trei cuvinte toată experiența, tot evenimentul? Trebuie să fii activ, să-ți promovezi brandul personal, să-ți creezi unul în primul rând, să ți-l menții și sunt foarte importante relațiile. Totul se bazează nu numai pe tine, și pe ceilalți, adică trebuie să ții cont și de ce lași în urma ta, ce impresii faci, cum întreții toată această imagine. Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut evenimentul? Ați atins toate punctele cheie? Da, pot să spun că am atins toate punctele cheie. A fost foarte interesant. A fost ceva deosebit. Nu a fost ceva ce întâlnești peste tot. A fost un subiect interesant, în primul rând. Și poveștile lor au fost foarte interesante. Mi-a plăcut că a fost ceva foarte lejer și a fost comunicare. Întrebările publicului au fost în măsura așteptărilor speakerilor? Tu ce crezi? Participanții au fost mulțumiți și invitații la fel. Și mi-au plăcut că au răspuns sincer și fără prea multe emoții.